Deseori, alături de noi, paște un animal enorm din familia bovinelor, pe care nu-l cunoaștem prea bine. Haideți să corectăm asta! Astăzi îl vom urmări pe taurul domestic și prietena lui, vaca, în acțiune. Așa că puneți un like și să începem! Faceți cunoștință cu taurul domestic, unul dintre cele 5 specii de tauri. El trăiește lângă om de suficient timp. De exemplu, cele mai vechi fosile de tauri domestici au fost găsite pe teritoriul Siriei și a Turciei de astăzi și datează din al 8-lea mileniu înainte de Hristos. În acest timp, mărimea animalului s-a micșorat cu o treime. S-a întâmplat asta din cauza că este greu să ai grijă de un taur multă vreme, așa că urmașii apăreau de la taurii tineri care abia au ajuns la maturitate. La exterior sunt niște animale tipice cu coarne, cu mușchii bine dezvoltați. Înălțimea greabănului poate ajunge la jumătate de metru, iar greutatea la o tonă și chiar mai mult. Deși chiar și un taur de 800 de kilograme arată impunător și va fi dificil să fie reținut în caz de ceva. Putem povesti mult timp că într-o zi aceste animale pot produce până la 100 de litri de salivă sau 45 de kilograme de excremente, dar nouă ne este interesant la ce sunt capabili în acțiune. Și aceste ființe nu sunt atât de inofensive pe cât ne-am obișnuit să credem. De exemplu, taurii sunt foarte încăpățânați și chiar pentru a băga unul mic în mașină e nevoie de ajutorul a câtorva persoane deodată. Iar dacă taurul va fi mai mare și problemele din cauza lui vor fi direct proporționale cu masa. Sunt într-atât de puternici că pot muta din loc camioane. Anume de aia pentru încărcarea animalelor se folosește macaraua uneori. Înainte de atac, taurul își apleacă capul și începe să roade pământul cu copitele. Acest individ se pare că s-a lăsat dus de val și a reușit să sape o groapă destul de adâncă. Oare nu e un mormânt pentru adversar? El, apropo, nu e mai mic și face tot aceeași. Taurul alb însă nu se retrage și emite niște sunete de luptă. Apoi, ambii giganți se lovesc cu coarnele și ridică în aer pământul de sub copite. Dar asta nu continuă mult timp și animalele, auzind un scâncet, se opresc. Doar nu o să se bată în fața copiilor. Mai merită oare să zicem că și între tauri uneori izbucnesc conflicte, care se rezolvă desigur prin compararea forței. Pe ei cu iarbă să nu-i hrănești, da, să le dai voie să-și frece capul de adversar. Și când din ambele părți se ciocnesc câte o tonă de furie, arată totul destul de înfricoșător. Puțin probabil că cineva s-ar băga între acești doi masculi, poate că doar al treilea. Și de obicei, așa lupte au loc destul de des. Taurii nu vor da înapoi nici în fața bizonelor care pot să-i întreacă la capitolul mărimi. Curajul însă e în cantități angro și prin urmare taurul nici n-are de gând să se lasă bătut. Chiar și așa rivali ca și bivolii nu-i evită, în ciuda diferenței de greutate. Ba din contra, taurii acționează mai activ și arată mai avantajos în luptă. Chiar și în duelul cu regele fiarelor, rezultatul poate fi neașteptat. Sunt niște animale destul de inteligente și se află undeva între pisici și câini, deși vom mai vorbi despre inteligență mai târziu. În această secvență video mai veche, leul a decis să atace un taur domestic, dar nu e chiar așa de ușor. Victima nu are de gând să renunțe. Taurul merge în contraatac și, în cele din urmă, leul pur și simplu fuge. De aia taurii sunt atât de periculoși, mai ales cei portughezi și spanioli. Acolo special cresc rase care se caracterizează prin agresivitate înaltă. Să nu vă așteptați la un comportament diferit pe stradă. Uitați-vă cât de ușor ridică un SUV.
dar nimeni n-a suferit în afară de mașină. Să alungi un așa taur în casa lui nu e un lucru simplu. El mai întâi va lovi cu coarnele toate porțile și pereții și doar apoi va intra în apartamentul său. Și porțile, desigur, că sunt de metal. Și dacă mașina va fi mai mică, taurul poate efectiv să o ridice complet de la pământ. Astfel de trucuri pot să execute nu doar tancurile spaniole, ci și rase relativ pașnice. Așa că trebuie să fiți atenți. Apropo, prietenele lor, vacile, nu se deosebesc printr-un caracter mai calm. De exemplu, pot să organizeze un tam-tam pe pășune din nimic, iar încăpățânarea lor îi va lăsa pe cavaleri invidioși. Ugerul enorm nu e o piedică pentru astfel de luptă și vaca roșcată face fața adversarei sale cu ușurință. Dar noi știm că cele mai deștepte fete fac poze pe fundalul haosului. Deși există un animal care, având aceleași mărimi, depășește taurul la capitolul putere. Este vorba despre iacul sălbatic. Își folosește coarnele mult mai activ și impun taurilor modul de luptă pe care ei nu pot să-l ducă. Pregătirea montană îi permite, iată așa simplu, să-și arunce adversarii în jos, deși se întâmplă că și iacul mai dă de rivali decenți. E clar că un astfel de caracter se educă din copilărie și viței repetă totul după părinți. Asta le permite să riposteze în fața oricărui inamic în viitor, fie asta o capră sau o maimuță obscenă sau chiar și o cămilă. Uneori însă viței sunt mai deștepți și nu se bagă în luptă. Acest taur tânăr e mai superior în inteligență decât cel de după cadru. În acest video, un tânăr vițel a fost atacat de o anaconda. Șarpele atât de tare s-a înfipt în el că vițelul nu poate să se debaraseze de reptilă. Dar acest șarpe și-a supraestimat puterele și aproape că a rămas epuizat. Doar că nu le prea place de poliție. Dacă e tratat cu respect, animalul vă va proteja de inamic și vă va ajuta să vă eliberați. Ce să mai vorbim despre vecinii mai mici? Doar o mișcare cu coarnele și primul câine zboară în aer, apoi și tovarășul lui. Cu căței totul e bine și n-au de gând să se retragă. De aia, zborurile lor au continuat. Poate e un fel de parc de distracții pentru patrupezi. Există însă un vecin care poate să pună la punct o turmă întreagă de tauri. Scuze, nu unul, ci minim doi vecini de genul. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!